da? Asta e o rachetă de tenis și acolo e tot o rachetă de tenis cu rachete. Da, cât multe. Nu am făcut anul trecut, acum 4 ani. Eu am văzut că e ediția a doua. Este rachete pentru copii mici care fac tenis la Fundația Tenis Ares pentru copii mari. Am auzit la piață. Deci, dragii mei, asta e munca pe care o desfășor de zeci de ani. Roadele se văd. Dacă mergeți acasă, tablourile cu tenis, televizorul pe tenis. Dacă, de exemplu, ar fi sponsorizarea mai substanțială, poate am avea și mai. Asta o făceam de zilele turzii, dacă sala de sport era prezentabilă. Că nu, eu nu pot să aduc aici țigani să se prinde și vezi? Sala. Când sala era pusă, făceam o expoziție de rămâi, altcum va cuprinde sala. Ele le pot să razem pe pereți, bănci și treburi și minuni. Și... Adevărul că din liceu ai fost cel mai bun sportiv. Ai de parte, n-ai făcut decât să, să continui ceea ce erai atunci. Am dat pe stele, mă, de handball, de fotbal, de atletism, de cutare. Am fost aia de handball cu noi. Cu când ne-am dus la Deja atunci, la turneul... Interjudețean de handball. Campionatul județean. Atunci am văzut prima dată, mi-a dat cineva o casetă cu Pepsi Cola. Ți-aduce aminte că am ascuns-o pe sub față, nu mi-o... Să treci, domnul Corpodian! Înseamnă că e bine discurs, ai rezolvat treaba? Rezolv acum, te dau una mică, s-o rezolv. No, dragii mei, ați văzut, dacă vreți să faceți poză, indiferent cu mie sau cu cine, deci, dacă vreți să facem o poză de grup unde vreți și după aceea poftiți acolo la un mic protocol. Ăsta e magazin? Eu n-am înțeles. Este munca profesorului Sante Gheorghiu și recolte. Acolo-s numai titlul național locul întâi, acolo-s numai campionatul internațional locul întâi, restul îs combinații. Locul întâi internaționale, 2, 3, 4. Astea-s fără valoare, ceea ce înseamnă că nu se vând. Da, da, că n-are trebuie. Ai vrut să cumperi? Da. Haideți să facem o poză aici, titlul, ce mai în față, unde vreți. Unde zic, unde se zice că... Fotografii, unde vreți. Câteva cuvinte despre expoziția de astăzi, una inedită. Această expoziție este făcută pentru a vedea toată lumea cine este Santei. Deci tot ce se vede aici este rodul unei munci imense de zeci de ani. O muncă care, zic eu, e încununată cu mult succes. Dacă posibilitățile materiale ar fi și mai bune, s-ar putea să fie și mai bogată această expoziție. Anul acesta, așa, o scurtă retrospectivă. Anul acesta a fost un an foarte bun pe plan internațional. Anul acesta n-am participat decât campionat intern, campionatul național, care l-am câștigat și simplu și dublu, restul numai internațional. Sofia, București internațional, Spania, Franța și urmează acum Ungaria și campionatul mondial din Austria. Sprijin din partea Consiliului Local? Sprijin din partea Consiliului Local am avut. Nu pot să mint că n-am avut, dar foarte insifiant. Am avut anul ăsta la Barcelona sprijin de la RADP-ul, bineînțeles prin ajutorul domnului primar și al lui domnului Matei, iar în Franța n-am mai avut niciun ajutor. Un turneu de grad unde eram favorit 4, la care nici n-am participat, fiindcă cheltuielile sunt foarte imense. Domnul viceprimar,
În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului profesor, vreau să vă spun că mă cunosc cu dânsul de 20 de ani. El este persoana care mi-a pus racheta de tenis în mână. Datorită lui am practicat și practic acest sport. Eu față de el am doar cuvinte de laudă. Vreau să vă spun că și acum 20 de ani arăta la fel de bine cum arată și astăzi. Vreau să vă spun că pentru el anii nu au trecut, anii au stat în loc. Poate asta e secretul reușitei. Chiar i-am propus că în măsura în care câștigă premiile, o să fim nevoiți să punem la dispoziție un teren de fotbal ca să-și poată expune toate cupele. Pentru persoanele care se uită la această înregistrare, vreau să spun că aici nu sunt toate trofeele domnului profesor, mai are și pe acasă. Nu le-a adus pe cele mai vechi de 1980. Astea sunt câștigate între 1990 și 2013. Domnul profesor, felicitări! În mine puteți să fiți sigur că o să aveți un sprijin. Dumneavoastră mi-a spus racheta de tenis în mână, eu vreau să vă sprijin cu tot ceea ce voi putea în calitate de viceprimar și membru al Consiliului Local. Mulțumesc, să fie într-un ceas bun.